Joi, Palatul Național din Capitală a fost îmbăluit de iubire. Instituția culturală a găzduit o serată de muzică și poezie cu poetul și textierul Ianuș Țurcanu. Pe scenă au urcat cei mai îndrăgiți interpreți autohtoni, iar cireașa pe tort a pus-o Cătălin Crișan. Nu vă mai țin în suspans, ci vă las să vă delectați cu imagini de la spectacol. Data de 27 noiembrie, Palatul Național a găzduit un concert de toată frumusețea, intitulat Viața mea e doar iubire. Un concert care a reușit să adune o mulțime de spectatori iubitori ai poeziei și muzicii bune. Într-o atmosferă caldă și plăcută, maestru Ianuș Țurcanu a reușit să-și arate rodul muncii sale, așa cum pe scenă au urcat mulți dintre talentații interpreți care au cântat melodii pe versurile sale. Iar așa cum noi am fost prezenți la acest festival, am venit să ne împărtășim și cu dumneavoastră. Mai întâi de toate, haideți să vedem cum s-a simțit maestru și dacă această seară a fost așa cum și-a imaginat-o. Niște emoții contradictorii. Sigur că au fost emoții înainte. Cum va fi? Ne gândeam dacă va fi publicul. Sala e arhiplină, un public cald, frumos. Acești artiști minunați care au venit, 80% piese noi, care s-au prezentat atât de frumos, un scenariu cântător. Eu am avut astăzi o seară de vis care nu știu dacă se mai întâmplă. Sunt clipi care pot să nu se mai întâmple. Cred că astăzi ceea ce s-a organizat cu ajutorul TV Busuioc a fost pentru mine o sărbătoare și mulțumesc televiziunii voastre, îi mulțumesc domnului Vitislav Busuioc care m-a invitat să facem împreună acest spectacol. Cred că a fost o seară de bun augur. Eu sunt un om fericit astăzi. A dat viață multor melodii care ne alină sufletele multora dintre noi. Pentru dumneavoastră, maestru a făcut și puțină matematică și ne-a spus care este numărul lucrărilor sale și care dintre ele este cea mai de preț. Scris texte așa, 600-615, dar eu nu le număr. Ele cresc așa de la sine. Lucrez și ele apar. Este o piesă scrisă de Ian Raiburg, Ești una pe pământ. El a scris melodie și mi-a spus: Ianuș, uite, eu am scris o melodie pentru soția mea. Melodia mi-a plăcut. Am scris niște versuri, la cine te gândești? Mă gândeam la soția mea. Zic, băi, dar eu am scris versuri pentru soția mea. Și atunci am hotărât să fie această melodie pentru soțiile noastre. Deoarece eu sunt îndrăgostit și astăzi de soția mea, cea mai dragă melodie este Ești una pe pământ pentru soția mea. În prezent, Ianuș Țurcanu este unul dintre cei mai buni și solicitați textieri, care au fost cele mai de bază trei calități aflați chiar de la el. Talentul de la părinți. În al doilea rând, insistența. Și în al doilea de rând, ca un om, ca orice om de artă, vrei să fii văzut, vestit și aplaudat. Iar așa cum spuneam mai devreme, mulți interpreți autohtoni împreună cu oaspetele de onoare Cătălin Crișan, care a venit tocmai de peste Prut, au urcat pe scena mare interpretând melodii care mai de care. Cum s-au simțit și prin ce emoții au trecut, aflăm de la ei. Ca de obicei, publicul nostru este foarte receptiv, foarte călduros. Astăzi am cântat o melodie extraordinară de repertoriul scriitorului Ianuș Țurcanu. Se intitulează melodia și versurile Satul meu moldovenesc. Ne simțim foarte bine, avem și în astă seară un public foarte cald și o seară atât de frumoasă alături de Ianuș Țurcanu, un om dintr-o bucată, un om care, am zis și în scenă, anii trec pe lângă Ianuș Țurcanu, el rămâne mereu tânăr în suflet. Mă simt foarte bine, un public cald. În primul rând, sunt bucuros că Ianuș Țurcanu ne-a invitat în scenă, în fața la acest spectator minunat. În această seară este un public deosebit, pentru că tot publicul a venit să facă cunoștință cei care n-au știut, poate, cu creația lui Ianuș Țurcanu. Se zice că cum este stăpânul, așa sunt și oaspeții, da? Minunat, ca întotdeauna, mă simt foarte bine, pentru că chiar am avut și niște emoții, pentru că este o piesă în premieră. E o dispoziție destul de bună, ținând cont de faptul că afară timpul ne predispune o atmosferă mult mai casnică.
să știi că atmosfera din această seară e o atmosferă foarte frumoasă și pentru mine chiar e o onoare să fiu în această seară alături de mentorul meu, pentru că eu îl cunosc pe domnul Ianuș Turcanu din 1998, cel care m-a încurajat atunci când eram la începuturi, și pentru mine astăzi e o mare onoare să fiu pe scenă alături de maestru. Mă simt foarte bine, este un concert extraordinar, un concert pe textul lui Ianuș Turcanu, care decurge foarte liniștit, calm și călduros, ce e cel mai important, fiindcă să fie primit. El este primit, aplauzele sunt în sală. Și dacă maestru ne spunea că a ajuns aici datorită darului care l-a moștenit de mic și ambiției sale, să vedem ce părere au interpreții și cum arată maestru în viziunea lor. Tânăr, creativ, și cum sunteți? Care îmi plac? Optimist, foarte talentat și viu. Perseverent, creativ, un om minunat. Foarte talentat și este un om care are un simț al umorului extraordinar, care te face să râzi atunci când nu ți arde. Un om foarte talentat. Un om plin de umor, spiritul bine dezvoltat al simțului, simte foarte bine persoana, și un om cu suflet mare. Uite, astea trei definiții care îl definez pe Ianuș Turcanu. E un om cu literă mare, e un tată al poeziei cu literă mare și știe să fie prieten cu toată lumea. La moment este cel mai solicitat autor de texte care eu îl cunosc și nu numai cel mai solicitat, dar cel mai talentat. El este destul de flexibil, este un poet care este un poet cantabil, are versuri foarte potrivite, deci în a scrie versuri pentru muzică și a scrie pur și simplu versuri este o diferență foarte mare și nu toți poeții fac acest lucru și această diferență. Putem spune că Ianuș Turcanu este un poet muzical. Iar acum să trecem la oaspetele de onoare care cu dor și plăcere a venit tocmai de peste Prut. Cum s-a simțit și multe alte lucruri interesante aflați în continuare. Mi-a fost tare dor, tare dor. Mie îmi place, nu că îmi place, sunt nebunit, sunt îndrăgostit de publicul de aici. Am foarte mulți prieteni. O să spun următorul lucru, niciodată un spectacol nu seamănă cu celălalt. Spun din 27 de ani de carieră și de experiență, absolut niciodată. Tu, ca și interpret, ca și artist, nu ești niciodată la fel. Poți să fii mai obosit, poți să fii mai supărat, poți să fii mai vesel, mai odihnit. Niciodată nu se aude la fel la fiecare spectacol. Mulțumesc din suflet pentru că ați venit. Mulțumesc din suflet și celor care n-au venit, pentru că știu că vor veni data viitoare. Probabil că nu ne mai întâlnim până în 2015, așa că vă doresc să aveți sărbători liniștite, lângă brad să fie prieteni adevărați, multă căldură în suflete, dar și în calorifere, că o să fie frig. Pa! Vă pup! Datorită îndrăgitului maestru Ianuș Turcanu a fost această serată de excepție, atunci să știți că ultimul cuvânt îi revine tot dumnealui. Eu le doresc întotdeauna să vină, pentru că artiștii au nevoie de aplauze. A întrebat un anumit demnitar, ce își mai doresc și artiștii ăștia? Să fie aplaudați, pentru că Dumnezeu a creat lumea, femeia a creat viitorul, iar artistul l-a recreat pe Dumnezeu. Veniți și aplaudați artiștii! Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Dacă pleci, n-ai să poți trăi cu tot ce-a fost și nu mai vrei să știi.